Iubiții mei, sunt fericit că într-o zi ca aceasta și pe o temă ca aceasta sunt aici să împart bucuria împreună cu voi, dar mai ales să fim părtași la binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Astfel că vom citi în 1 Regi 3:26. Atunci femeia al cărui copil era viu a simțit că îi se rupe inima pentru copil și a zis: ah, Domnul meu, dați-l mai bine ei copilul cel viu și nu-l omorâți. Dar celălalt a zis: să nu fie nici al meu, nici al tău, tăiați-l. Și împăratul, luând cuvântul, a zis: dați celei din tâi copilul cel viu și nu-l omorâți. Ea este mama. Să luăm loc. Am fost îndemnat să aleg acest cuvânt pentru expresia aceasta cheie pe care o găsim aici. I se rupea inima. Și să legăm de această expresie, i se rupea inima, definiția pe care o dă Biblia unei mame. Acolo erau două persoane, dar numai una era mamă. Păi dar și cealaltă născuse. Aceasta nu transformă o femeie într-o mamă prin faptul că a născut un copil. Nu. O femeie a născut un copil. Femelele nasc, toate femeile nasc. Nu, aceasta nu face o mamă. O mamă adevărată, după definiția Bibliei, este cea a cărei inimă s-a rupt pentru copilul ei. Uitați-vă în contextul acesta, adevărata mamă care dispută cu lumea. Lumea e lângă ea și trage de copil. Nu știu câți dintre noi am vizionat, trebuie să ai o inimă tare totuși, ca să vizionezi, cum am văzut eu mai multe documentare, în care hiene, șacali, câini africani, lei, fiare feroce așteaptă când naște un alt animal și imediat au smuls puiul și îl fac pulbere. Uitați-vă la această femeie care trăgea de copil. Ea e lumea care trage de copilul tău. M-a sunat săptămâna trecută o astfel de mamă și a jelit mult la telefon că femeia cealaltă, lumea, trage de copilul ei. Și cu orice chip vrea să-l ia și vrea să-l sfâșie, vrea să-l smulgă, taie-l, omoară-l, spune ea. Și am spus mamei acesteia, zic, vreau să spun care este verdictul judecătorului ceresc. Copilul va fi dat aceleia a cărei inimă se rupe pentru el, nu aceleia care trage de el. Nu. No. Va fi dat aceleia a cărei inimă se frânge pentru el. Acesta e verdictul lui Dumnezeu. Și el își va împlini cuvântul acesta. Noi ne numim frați și nu este rău, pentru că aceasta este o formulă care se practică în biserică mai peste tot. Dar ce este un frate? Cine poate să-mi spună? Multe persoane, dacă am luat un sondaj, să ridice mâna, cine crede că e mamă? Păi toată lumea a ridicat mâna. Dar urma o întrebare din Biblie extrem de importantă, care sună așa: cine ți-a spus că ești mamă? Contează cine ți-a spus? E tot una dacă ți-a spus șarpele ceva sau dacă ți-a spus Dumnezeu ceva, e tot una? Biblia spune: de câte ori șarpele a deschis gura, e o minciună. Nu am crezut că voi trăi vremea lui Noe. N-am crezut lucrul acesta personal, l-am predicat, dar n-am crezut că voi trăi vremea lui Noe ca, fără de legea generației noastre, să se coboare până acolo unde este astăzi și cu ajutorul lui Dumnezeu să supraviețuim acestei lumi, acestui potop groaznic. E de neimaginat. Ca să se ajungă să fie batjocorită mama, să fie batjocorită alăptarea la sân, să fie făcută o rușine, să fie făcută o rușine nașterea de copii, să fie batjocorită familia în halul în care este batjocorită astăzi, denaturată, scârbită, spurcată în fel și chip, ce nu s-a imaginat vreodată. Eu cred că acesta este vârful nelegiuirii
Și Biblia spune, când au atins vârful, Dumnezeu a spus, până aici. S-a încheiat. Iubiții mei, într-o lume ca aceasta suntem chemați, așa cum spune Scriptura, să străluciți ca niște lumini. Nu cumpărați nimic de la vânzătorii aceștia. Nu e nimic de cumpărat. Nu este nimic acolo care ar putea să înalțe viața pe planeta noastră. Nimic. Totul este îndreptat spre degradare. N-ați scăpat de întrebare. Ce este acela un frate? Cine știe? În contextul acesta. Ajutor în nevoie ca ajută viața. Ia auziți cine este un frate. Genesa 43:30. Iosif a isprăvit de repede căci i se rupea inima pentru fratele său. Și simțea nevoia să plângă și a intrat de grabă într-o odaie și a plâns acolo. Vă întreb din nou, ce este un frate? Cineva căruia îi se rupe inima pentru fratele lui. Ce este o mamă? Cineva căruia îi se rupe inima pentru copilul ei. Aceasta definește. De ce este Iisus Mântuitorul nostru? Cine știe? Oh. Trupul, sângele Domnului. Bine. Dar este un cuvânt acolo. Acesta este trupul meu care se frânge. Datorită acestui lucru. Se frânge. Dacă era doar teoria aceasta barbarică a cărnii și sângelui, era nimic. Frângerea aceasta, cuvântul acesta, se frânge pentru voi, justifică textul de aur al Scripturii care spune atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Uite, până într-acolo încât s-a frânt. Ce trebuință am fi avut de un cer cu un Dumnezeu atotputernic, nemaipomenit, dacă Dumnezeu nu era iubire? Dacă El nu se frângea pentru noi. Și după pilda Lui, suntem chemați și noi să trăim această frângere a inimii pentru familia noastră, pentru frați, pentru biserică, pentru aceea la care Dumnezeu ne-a trimis. Cu frângerea inimii trebuie spus cuvântul. Cu frângerea inimii trebuie slujit Dumnezeu și omul. Cuvântul acesta nu e prețuit în lumea noastră. Astăzi eroul arată altfel, e tare, e mare, are bani la buzunare. Omul cu inimă bună sau omul sincer este disprețuit sau este chiar scârbit, e considerat o slăbici, un slab. Bun, asta e slabă, asta e așa. Ba chiar se folosesc cuvinte pe care nu le putem rosti în public în dreptul acestui lucru. Dar Dumnezeu prețuiește foarte mult aceasta. Acest lucru este de mare preț înaintea ochilor lui Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, a sosit ceasul judecății lui, închinați-vă celui care a creat toate lucrurile. Păi asta facem. Sigur? De unde știi că te închini Creatorului? Păi uite semnul. Nu lua nimic niciodată fără să ai semnul. Care este semnul că ai crezut? Care este semnul că ai fost primit, că ai transformat, că te-ai transformat? Care este semnul? Iată semnul. Iată semnul că tu ai crezut în Dumnezeu, Creatorul. Creează în mine o inimă nouă, Dumnezeule. Oh, Dumnezeu e Creatorul. Dispute, creațiune, evoluție, chestii. Lăsați-i să vorbească. Întrebarea lui Dumnezeu este, ai lăsat brațul lui Dumnezeu să creeze în tine o inimă nouă, atunci ai crezut în Dumnezeu Creatorul, acesta e semnul, iată semnul. Eu nu am o inimă așa, eu nu sunt iubitor, mie nu prea mi se rupe inima, eu sunt mai rece, sunt mai foarte bine, nu te bate nimeni. Întrebarea este, ai cerut și ai primit de la Dumnezeu inima cea nouă, că aceasta, asta înseamnă noul legământ. Inima de piatră care nu simte, nu plânge, nu se roagă. Ați auzit poezia asta de aici? Aceea nu e dragoste, este altceva.
inima, ai cerut lui Dumnezeu și i-ai spus așa: Doamne, eu sunt un om rece, sau sunt o femeie, sunt o mamă rece, sau sunt un om rău. Ai cerut lucrul ăsta de la Dumnezeu: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou. Ai cerut lucrul ăsta de la Dumnezeu. Când El ți-a oferit și a spus: îți voi da o inimă nouă, voi scoate inima, ai primit lucrarea aceasta lui Dumnezeu? Dacă ai făcut lucrul acesta, atunci ești în noul legământ. Dacă nu, este simplă vorbă goală. Iubiții mei, suntem în casa lui Dumnezeu tocmai pentru lucrul acesta astăzi, să plecăm acasă cu acest gând al zidirii unei inimi noi. Suntem în familie, nu? În momentul în care s-a născut primul copil, nu mai suntem cine am fost la nuntă. S-a schimbat ceva rău de tot în familie. Unele familii s-au prăpădit, s-au nenorocit după ce s-a întâmplat lucrul ăsta, altele s-au zidit. Dar voi să vă zidiți sufletește. Atunci, după ce s-a născut primul copil, doamna aceasta de lângă tine nu mai e nevastă mea. Nu. Este mama copilului meu. S-a schimbat ceva dramatic aici. Și atunci tu, e frumos, din respect pentru copilul tău, bagă de seamă ce spun. Dacă tu spui că îți iubești copilul și I love you toată ziua, Duhul Sfânt zice să vedem. Și atunci tu, când soția ta cu care te-ai căsătorit tu la nuntă a devenit mamă, tu iei poziție de drept și spui: ordonați, ce pot face eu să te ajut pe tine? Cel mai sfânt lucru care l-a creat Dumnezeu sub ceruri este această inimă frântă de mamă. Ce pot face eu să te ajut pe tine să poți să închine acest copil lui Dumnezeu? Că i-a spus, zice, când se, Doamne, dă-mi copilul ca să ți-l închin ție. Bun, ce pot face eu ca tată să te ajut pe tine să închin copilul ăsta lui Dumnezeu? Când tu vorbești urât cu mama copilului tău, tu distrugi sufletul copilului tău. Copilul tău are o mamă de nimic, are o mamă josnică, tu ești, copilul tău are o mamă jos de tot, se simte trădat bietul de el, îl vezi între copii, n-are niciun curaj pe lumea asta. Dacă are o mamă așa de prăpădită, de înjosită, pe când unul a cărui mamă este respectată de către tatăl lui, copilul acela trage concluzia că are o mamă nemaipomenită. Și el stă cu alt curaj pe pământul acesta. Așa că dacă este vreo formă de respect față de copiii tăi, lăsăm noi relațiile și vorba lui Costel că mai cântăm pe două voci, mai una alta, lăsăm lucrurile acestea. Dacă ai respect pentru copiii tăi, nu uita nicio clipă să te porți la cea mai mare înălțime vis-a-vis de mama lor. Și nu uita că soția ta nu mai este doar soția ta, este mama copiilor tăi. Iar tu, mamă, dacă într-adevăr vrei să binecuvânți pe copiii tăi, tu vorbești cu un așa respect cu soțul tău, tu prețuiești pe soțul tău, tu îi faci pe ăștia să înțeleagă, pe ăștia care sunt lângă tine, că tai că să iei ceva nemai auzit sub ceruri. Și el pleacă cu alt curaj în lume. Dacă tatăl e, lasă-mă în pace, cum zicea o doamnă, în fața copiilor. Și am spus să nu mai folosiți cuvântul ăsta niciodată, zic. Nici dacă sunteți beată, că mai bea din asta, să nu cumva, nici beată n-aveți voie să folosiți cuvântul ăsta. Copiii tăi vor înțelege că tatăl lor este un om de nimic, și vor pleca înfrânți pe pământ. Aici se produce nenorocirea în familie, dar tot aici se produce biruința și binecuvântarea. Vrem să învățăm lucrul ăsta astăzi, de ziua mamei. Extraordinar. Și aș mai avea un cuvânt de spus. Noi venim la biserică și bine facem. Biserica este mama tuturor acelora cărora Dumnezeu le este tată. Vine de la Augustin, a zis-o alții mulți înaintea lui.
dintotdeauna. Atunci, tu te întrebi așa, m-a plăcut enorm cum am cântat, ce am vorbit noi despre mama aici, a fost fantastic. Dar ai aceeași atitudine vis-a-vis de biserică? Te comporți cu mama ta cum te comporți cu biserica? Vorbești cu mama ta cum vorbești cu biserica? Lucrezi pentru biserică, așa cum ne-a învățat dimineață fratele Costel, mai oprește-te pe stradă, nu mai spune că totul e închinat Domnului, vezi cum faci. Biserica este mamă. Niciunul n-am fi aici, unii dintre noi n-am mai fi în viață, printre ei aș fi eu, dacă nu era această mamă duhovnicească. Dacă nu erau niște oameni care să ne primească cu căldură, cu dragoste, ca în cămin, hai la mama, vină încoace și ne-a înconjurat și ne-a dus. De asta suntem aici. N-a venit cumva și rândul nostru acum să plătim înapoi datoria aceasta de suflet și prin purtarea noastră și prin dragostea noastră să binecuvântăm biserica, să fim o binecuvântare pentru biserică. E un cuvânt în Scripturi care este pe cât de înalt, pe atât de jos. Voi binecuvânta pe toți cei ce te vor binecuvânta și blestema va fi cel ce te va blestema. Și tu te întrebi acum, eu pentru biserică sunt o binecuvântare sau sunt un blestem? Isaia, prorocul, spune, vei fi numit dregător de spărturi. Păi este una să fii spărgător și alta este să fii dregător de spărturi. E un pic de diferență între una și alta. Cuvântul lui Dumnezeu binecuvântă pe aceștia care nu numai că număresc spărtura. Știi ce am auzit? Nu, el numărește spărtura. Păi tu n-ai auzit? Am auzit, dar n-am auzit. Păi n-ai văzut? Am văzut, dar n-am văzut. El nu numai că numărește spărtura, el repară spărtura. Și Biblia numește dregător de spărturi. Întreabă unul, zice, cine a fost domnul mai important? Thomas Edison, uite, avem de la el becul ăsta care este aici, dar avem, nu se mai poate spune câte invenții. Lumea de astăzi ar trebui să scoată pălăria în fața acestui om, Thomas Edison, care a inventat atâtea lucruri. Și cineva întreabă, zice, cine e domnul mai important, Thomas Edison sau mama sa? Și atunci, voi cine credeți? Mama sa. Dar știți de ce? Învățătoarea asta rea care, de care vorbim acum, care trage de copil și vrea să-l smulgă, învățătoarea asta rea i-a scris un bilet lui maica sa și i-a spus așa, zice, copilul tău este prost, nu o să iasă nimic din el. He's stupid. La care mama îi scrie înapoi un bilet. You don't know my child. I will teach him myself. Și l-a ținut acasă și l-a învățat pe omul acesta care este în spatele unora dintre cele mai mari invenții din istoria lumii. Cine e mai mare? Dacă știți aceste lucruri, cum scrie mai departe? Ferice? Ferice de voi. Dacă le faceți. N-are rost să mai discutăm de sărăcie și bogăție, că Abraham Lincoln zice nu te poți numi sărac dacă ai o mamă evlavioasă care se roagă pentru tine. În clipa asta nu te încadre la săraci. Și mi-a plăcut cum a cântat Vase aici, foarte mișcător. El nici nu prea cânta frumos, că îi venea să plângă, da. E ok. Tuturor, toți avem acest fel de emoții sfinte în sufletul nostru. Lincoln spune, datorez totul evlaviei mamei mele. Și dacă este ceva bun, spune el, care am făcut pe pământul acesta, se datorează mamei mele angelice, spune el. My angelic mother. Și evlaviei ei și rugăciunilor ei. Nu ai nevoie să fii star de cinema sau... E nevoie să fii star în rugăciunea tainică a ta deoparte, e nevoie să ți se rupă inima în dreptul copilului tău și atunci ai de partea ta pe Dumnezeu. El e cu tine. Tu nu lupți singura.
se poate lua prada celui puternic. Avem copii care chiar m-am împărtășit câteva lucruri săptămâna trecută, înfiorătoare lucruri cu privire la viața necunoscută a copiilor, a tinerilor. Le-am ascultat cu această emoție și cuvântul din Isaia mai întreabă așa, zice, dar se mai poate smulge un copil din ăsta sau o fată sau un băiat din situația aceasta? Se poate smulge prada celui puternic? Se poate lua copilul din mâinile acestei femei care nu numai că minte cu înaltă calificare și este de o cruzime demonică și spune taie-l? Se mai poate smulge copilul din mâinile acestei femei? Și răspunde Domnul: da, prada îi va fi luată pentru că eu mă voi lupta pentru copiii voștri. Haideți să rechemăm în memoria noastră acel frumos moment din biserică în care copilul la un program cum a fost acum trebuie să răspundă la întrebările instructoarei. Iar am felicitat pe instructoarea copiilor. Și întrebarea lui a fost simplă. Textul era clar: eu sunt lumina lumii. Și atunci instructoarea întreabă: cine este lumina lumii? El rămâne așa. Și atunci mama se ridică repede și vine și șoptește la ureche: știi cine a zis eu sunt lumina lumii? El zice: a, știu, mama este lumina lumii. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.